aici cu contentul obișnuit. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. E cel mai bun clip al meu, nu, deci nu, ăsta e unul dintre clipurile de calitate pe care le-am eu postate pe TikTok. Nu o să mai existe. Până nu mai apare un dans ușor, nu mai vedeți niciun dans pe TikTok. Ce ați știți pe băieții aia? Wow! Ursul doar! Pentru oamenii care totuși nu prea ies sau nu au mai fost de foarte mult timp în centru vechi, mi se pare foarte amuzant cum băieții din ziua de astăzi găsesc tot felul de idei, cum să se bage în seamă cu fetele sau cum să vorbească cu fetele, dar cea mai amuzantă chestie care s-a întâmplat aseară, prietenele mele erau înăuntru un club și un tip a venit la ele și a pus brațul pe masă, nu știu să vă arăt, nu pot să vă arăt, și a pus brațul pe masă chat, a început să se încordeze și își turna apă pe biceps. Ziceți-mi voi dacă există ceva mai based de atât. Nu am auzit în viața mea, nu am văzut în viața mea să se întâmple așa ceva. Nu pot să cred că am ratat așa ceva. În perioada în care, deci când eram mică și aveam sub 12 ani, eram în perioada în care voiam să fiu cool și eram emo, dar nu ascultam rock, ascultam manele. Asta se mai întâmplă. Vârsta nu contează. Oricum, vârsta nu contează. Sebastian Stan. Născut 1982, dude. Pe 13 august, e leu. Ne-am înțelege foarte bine. Șefa streamului? Eu sunt șefa streamului. Pa, mi-e frică minte. Ce fac? Eram în sală și mă pregăteam să ies. Și cum mă duceam spre ieșire, cu coada ochiului am văzut că se apropie o tipă de mine. Și prima chestie la care m-am gândit când am văzut că se apropie de mine era: o să dăm cap în cap, să mă dau puțin mai spre dreapta și să-mi cer scuze. Asta a rulat în capul meu, gen super, super rapid. Eu și m-am dat înspre dreapta și mă uit așa încă mai mult cu coada ochiului și văd că e blondă și că e foarte drăguță. Și zic, oh, ce drăguță e tipul asta, și era să intru în ea. Și mă uit mai bine chat și eram eu care intra într-o oglindă.